Un proverb românesc spune să-i cinstești pe cei bătrâni, căci poți ajunge și tu bătrân. De fapt, chinul bătrâneții nu știe nimeni mai bine decât cei cu pletele cărunte și cu fețele brăzdate de ani și suferințe. Bătrânii satelor noastre sunt cei care s-au obișnuit cu așteptările, cu schimbările și cu această viață tumultoasă. În vremea tinereții lor au trecut prin nevoi și suferințe. Astăzi sunt nevoiți să lupte de cele mai multe ori cu sărăcia. Au muncit o viață ca la bătrânețe să se bucure de o pensie mizeră. De la o zi la alta, de la un an la altul, în sistemul de pensii din Ucraina au loc schimbări esențiale. Ion Crețu, șeful secției de deservire a fondului de pensie numărul 4 din regiunea Cernăuți, din care fac parte raioanele Hliboca, Storojeneț și Herța, ne-a acordat zilele acestea un interviu și ne-a oferit mai multe detalii despre noile schimbări în sistemul fondului de pensii din Ucraina. Da, desigur, în fondul de pensie în ultimul timp sunt foarte multe schimbări, mai ales din partea deservirilor. Dar să începem cu vechimea de muncă care trebuiește în ziua de astăzi, după legea care este actuală, pentru a ieși la pensie. Cine iese la pensie începând din 1 ianuarie 2022, vechimea de muncă pentru a avea dreptul de a ieși la pensie este de 29 de ani pentru femei și pentru bărbați. Și treptat se ridică în fiecare an, la anul 30, la celălalt an 31 și așa până în 2028. Persoanele care vor ieși la pensie după 2028 au nevoie de vechime de muncă 35 de ani, și bărbații și femeile. Cine avea vechime de muncă de la 35 de ani până la 25 va ieși la pensie la 63 de ani. Cine avea vechime de muncă de la 25 la 15 ani va ieși la 65 de ani. Cine n-are 15 ani de vechime de muncă nu va avea pensie la fondul de pensii. Fondul de pensie are, după grafic, au zile de primire în fiecare comună din raioanele Hliboca și Storojeneț și Herța. După graficul acesta vă puteți adresa la primăriile, la comunele din sat, unde este afișat zilele și orele de primire. Vreau să duc la cunoștință că specialiștii noștri deservesc tot pe aceleași probleme care se deservește în centru raional la fondul de pensie. Se primesc documente pentru calcularea pensiei, recalcularea pensiei, pentru legitimații și așa mai departe. Se dau consultații la populație, se dau fel de fel de adeverințe, adeverințe de mărime pensiei, de adeverințe de stajul de muncă și mai departe. În afară de aceasta, fondul de pensie dă foarte multe consultații online, prin internet. Pentru aceasta, persoanele se pot adresa pe web-portalul Fondului de Pensie a Ucrainei și să se înregistreze și tot aceste documente pentru calcularea pensiei, recalcularea și mai departe, pentru a primi adeverință, se pot primi online fără ca persoana să iasă din casă și să se adreseze la fondul de pensii. Și aceasta ar fi de dorit, mai ales acum când regiunea Cernăuți și toată țara se află într-o stare de COVID-19, unde ar trebui mai puțin să contactăm cu lumea și cel mai bine de lucrat online. În afară de aceasta, noi dăm consultații pe linia fierbinte a fondului de pensie și prin Viber, prin Skype, așa că vă puteți adresa. Atunci când ajung la vârsta pensionării, foarte mulți oameni își dau seama că nu au anii necesari de muncă pentru a primi pensia respectivă. De aceea, angajații fondului de pensii le sugerează cetățenilor să se gândească din timp la această problemă, care de fapt este una dintre cele mai des întâlnite în societatea noastră, afirmă Ion Crețu, șeful secției de deservire a fondului de pensii numărul 4 din regiunea Cernăuți.
La timpul lor nu toate persoanele au avut grijă ca să aibă vechime de muncă care este necesară pentru a ieși la pensie. Și foarte multe adresări, mai ales în ultimul timp, sunt acelea că persoana a lucrat pe unde a lucrat toată viața, dar nu tot e înscris în carte de muncă, sunt foarte multe greșeli prin cărțile de muncă, sunt că persoanele au lucrat prea la întreprinzător și primeau salariile în plicuri și nu le-a mers vechimea de muncă, pentru că începând din anul 2000 încoace, dacă organizația în care a lucrat persoana a plătit cotizații pentru persoana aceasta, îi merge stajul de muncă. Dacă cotizațiile nu sunt plătite, persoana a rămas fără vechime de muncă. În afară de aceasta, sunt foarte multe, se adresează după adeverință, fel de fel, consultații, foarte multe consultații. Da. Spuneați ceva mai devreme că persoanele care nu au acumulat 15 ani de muncă, deci nu au ce se adresa fondului de pensie pentru a primi pensia. Adică care este soarta acestor persoane? Soarta acestor persoane este că când va atinge vârsta de 65 de ani, ele pot să adresează la punctele de deservire la comunii unde sunt, la Raisobesc, cum spunem noi aici, pentru ca să primească un ajutor social. Nu, ajutorul social, el depinde de starea financiară a familiei. Și de unii ori este mult mai mic decât pensia minimală. După ce am ajuns la pensia minimală, vreau să spunem că de la 1 decembrie 2021, pensia minimală pe Ucraina e 1934 de grivne, dar pensia maximală nu poate fi mai mare decât 10 pensii minimale. Pensia maximală în ziua de astăzi pe Ucraina e 19.340 de grivne. Nu este limită la judecători, pentru că judecătorii ei nu primesc pensii, dar primesc o întreținere pe viață. Și la dânși nu este limită și acolo plățile sunt destul de mari. Ele nu se plătesc din fondul de pensie, dar se plătesc din bugetul de stat. Sute, mii de bucovineni muncesc astăzi peste hotare. Unii se stabilesc cu traiul pentru totdeauna în străinătate, alții muncesc o parte din viață în țările europene cu speranța că la bătrânețe vor reveni acasă, în regiunea Cernăuți. Care va fi soarta acelor oameni care se întorc acasă din străinătate și nu au stagiul de cotizare necesar pentru primirea pensiei? Persoanele care muncesc în străinătate și Ucraina are un contract cu statele acestea, atunci le merge vechimea de muncă, dar să spunem că cu fostele țări sovietice sunt așa contracte, sunt cu România, cu Polonia, Portugalia, Spania, nu este contract, foarte mult se adresează care lucrează în Italia, Ucraina, cu Italia nu are așa un contract, cu Italia, cu Germania nu sunt contracte și persoanele care au lucrat acolo, ele vechime de muncă în Ucraina nu se ia în considerație. Dacă Portugalia, Spania se ia în considerație, dar Italia nu. Sunt foarte multe adresări pe temele astea, din păcate legea nu permite să calculeze. Persoanele acestea poate să facă niște plăți individuale fiecare ca să facă un contract cu inspecția fiscală și plătește lunar plata minimă care e 22% din salariul minim. Și atunci îi merge vechimea de muncă în Ucraina. Este așa o posibilitate. Sunt și cazuri când persoana poate să plătească pentru mai mulți ani care au trecut din urmă să aducă? Da, poate să plătească. Poate să plătească. Da. Da, suma e destul de mare. Dacă se plătește lunar, se plătește 22%, dar când persoana ajunge la pensie și vrea să cumpere anii aceștia, că este posibilitatea de a le cumpăra, le cumpără în mărime dublă. În mărime dublă. Plătește 44% din salariul minim. Ce sfaturi le-ați da?
cetățenilor Ucrainei, celor care ne urmăresc, care sunt în pragul de a vă trece și pragul fondului de pensie? Nu, în primul rând, pentru că când să ajungeți la vârsta de pensie, ca să fie mai puțin alergătoră pe drumuri cu documente, și ar fi mai bine dinainte să vă luați toate documentele care sunt, să veniți la fondul de pensie, să verificăm documentele dacă toate sunt în regulă, dacă nu sunt schimbări, nume în familie, o literă oricare nu corespunde, o cifră, poate sunt niște ștergători prin cartea de muncă, mai departe, și vă dăm un sfat. Și putem, este așa la noi o deservire ca calcularea pensiei automat. Persoana de în ziua de astăzi dă o cerere la fondul de pensie, noi toate documentele le introducem în baza electronică a fondului de pensie, dacă sunt în regulă, și când persoana ajunge la vârsta de pensie, pensia se calculă automat, fără ca persoana mai mult să adresează la fondul de pensie. Chiar dacă în zilele de astăzi contează foarte mult mărimea pensiei pe care o primesc lunar bătrânii satelor noastre, unii afirmă că nu contează suma pe care statul ți-o plătește, dar cât timp bunul Dumnezeu îți va da zile pentru a te bucura de această pensie. Și în mare parte au dreptate cei cărora le aparține această afirmație.